Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Hunedoara, sau APIA, cum este mai cunoscută instituția, este în plină campanie de colectare a cererilor unice de plată, atât pentru sectorul vegetal, cât și pentru cel zootehnic. La finalul celei de-a doua decade a lunii aprilie, perioada pentru care s-a făcut centralizarea datelor din teritoriu, erau depuse la APIA Hunedoara circa 5.000 de cereri, mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Acest număr va crește cu siguranță, întrucât ultima depunere a cererii unice pentru acest an este 17 mai. Noi suntem în plină campanie de primire cereri. Campania a început în data de 1 martie și se sfârșește în data de 17 mai. Este o cerere unică atât pentru sectorul vegetal cât și pentru sectorul zootehnic. Până la ora aceasta avem primite 11.645 de cereri dintr-un total de 16.947 față de anul trecut. Pentru ca lucrurile să se miște cât mai rapid, cei de la APIA Hunedoara, care în această perioadă fac și plata finală pe ajutoarele naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, le cer fermierilor să răspundă solicitărilor inspectorilor instituției. De asemenea, cei de la APIA Hunedoara, care anul trecut au plătit către fermieri pe cererea unică 40 de milioane de euro, solicită și primăriilor o accelerare a activității de eliberare a adeverințelor necesare, ținând cont de perioada delicată din punct de vedere sanitar pe care o traversăm. Da, este o activitate un pic mai grea, adică diferită față de anii precedenți. Rugăm primăriile să ne trimită cât mai repede adeverințele, rugăm fermierii să ia contact și să răspundă la telefon cu funcționarii care le gestionează cererile și totodată să meargă și la primării să-și dea acordul pentru eliberarea adeverințelor către APIA. Deci anul trecut am plătit 40 de milioane de euro. Deci sunt plăți finale. Acum suntem și într-o campanie de plată finală pe ajutoarele naționale tranzitorii, atât vegetal cât și zootehnic. Avem plătiți până la ora asta 5.689 de fermieri. Mai multe informații despre cererile unice, dar și despre plata ajutoarelor tranzitorii, se pot afla de pe site-ul APIA, dar și de la centrele instituției din Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, Orăștie, Ilia și Sfântă Mărie Orlea.